Ia, gata. Haideți să rămânem în zonă. Da. Ai rămas singur înaintea verii? Nu le spun. Păi da, ce am trecut și vara, vine toamna, vine iarna, unde să stai? Păi asta zic. Suntem bine, suntem bronzați, zice frumos. Când toată lumea pleacă în Grecia, vara, tu ai renunțat la Grecia, nu vine să cred. Eu plec mai departe, lasă-mă. Auzi, dar Grecia a fost o perioadă, acum te duci mai departe, nu? Da, zic, voi, vrem să mai explorăm numai Europa. Auzi, a rămas mică Grecia. Dar românii ce au avut, dragă? Ce au avut românii? N-au avut nimeni, nimică. Ce despre ce vorbiți, că nu știu. Nu știu despre ce vorbiți, eu am venit cu piesă nouă, piesă frumoasă, uite, aici e la noi. E la noi. N-am ratat un weekend când am fost aici la mare, la noi, frumos. Aici la noi, da, bravo. Da, da, aici la evenimente frumos, că s-au... Cum ți-a fost vara asta ca fată singură? Foarte bună, Doamne ajută. Nunți, botezul cu metrii, la care am fost prezentă. Dar vacanțe, că vedem poze din vacanțe. Păi vacanțe a fost, pentru mine vacanțe este în fiecare weekend când l-am liber și dacă nu l-am liber, tot încropesc cumva. Bă, și care e avantajul când e singur? Că măcar călătorești. Îți faci singur programul. Îți faci singur programul. Păi da, păi da, nu. Uite, auzi, mai sunt câteva avantaje, dacă vrei. Le știi cazacul pe toate. Că poți călători singur. Nu, dar tu, ca băiat, tu vezi altfel. Eu m-am întâlnit cazacul destul de des anul ăsta. Asta nu e ok. Nu, întâmplător la niște evenimente. Și întâmplător ne tot întâlnim de foarte mult timp. La toate chemezele. De noi, pentru că suntem prieteni foarte mult de mult. Și întâmplător de atunci ne tot întâlnim. Dar tu ești o fată foarte mișto și foarte independentă, dar aș vrea să spunea, Cătălin, că vine toamna, vă simți nevoia de cineva. Cum e mai bine, într-o relație sau să fii singură? Cum îți place mai mult? Toamna sau în general? Nu există general. Nu există un criteriu. Depinde de momentul vieții, așa, de perioada în care depinde, te prinde? Depinde de multe, de mulți factori. De om, în primul rând, exact, vine de om. Când găsești un om pe sufletul tău, ești fericit, ești bine. Când nu-l găsești sau nu ți se potrivește, mai bine singur decât într-o relație... Toxică? Nu știu dacă decât toxică. Decât proastă însoțită, se spune. Exact, exact. Bravo. Îmi place, uite, aici ne completăm toți. Avem mai experiență aici. Avem, păi, avem citate, uite, am citat de Oana Roman, așa am început emisiunea. Mari oameni aici, mari. Decât să, uite, decât să stai într-o relație. Avem, avem de unde să cităm. Numai oameni fericiți. Toată lumea, da. Păi chiar viața e frumoasă, nu știu ce. Nu știu care e problema. Viața e frumoasă și merită trăită. Viața e frumoasă, nu a noastră, dar cuiva. De ce, mă, uite așa noastră care frumoasă, mă, dacă știi să... Nu, dar zic, am avut, vezi cum începe misiunea, așa o duci. Da, mai puțin Șondi, că Șondi era cuplat. Dar am început tot așa, cu nefericiri, cu despărțiri, cu Bianca Drăgușanu. Și o ținem numai. Lasă, nu-i problemă. N-ai suflet! Așa se zice. N-ai suflet, se numește piesa. Deci nu are nicio legătură cu nimic. Este un refren pe care mi l-a dat Maria Joy și a spus cântă și vezi dacă îți place. Pentru că era pe tot pe stilul piesei Bate inima, pe care o și știți, pe care am făcut-o cu Gianni, era tot în stilul acela. Și mi-a zis, băi, ție se potrivește. Hai să vedem, cântă refrenul. A fost pură coincidență că toată lumea întreabă, dar chiar mi s-a potrivit și mi se pare că are și... Ce ți se potrivește? N-ai suflet, ia cântă-o. Refrenul, drăguț, mie-mi place. Dar vezi cum s-a potrivit cu viața reală? Nu s-a potrivit cu nimic, nu are nicio legătură, nu, absolut. Mă rog. Vorba. Nu, suntem bine, suntem fericiți, suntem relaxați, suntem, avem de toate, suntem sănătoși, avem de toate. Și exact melodia aia mea s-o cânt și eu. Tuturor. Da. Uite, auzi, dar stai un pic, eu am rămas acolo. Ce înseamnă ca pachetul complet? Eu dacă unde acolo? Acolo. Păi că tu ce zici în revoare, așa, da. Tu ai zis că trebuie să fie pachetul complet. Ce înseamnă pachetul complet? Pachetul complet. Six packs? Un om sincer, un om cu principii, cu valori morale, cu... Nu te încadrezi la nimic. Credință, ceva, ceva greu de... Ceva greu asta. Ceva greu, greu să înțelegi. Urmă, și greu să înțelegi și greu de... De ce nu mi-am văzut de treaba mea? De ce am întrebat? De ce? Nu știu de ce te bagi în detaliile astea. Dar chiar așa. Tu te dai cu pachetul tău. Tu te dai cu pachetul de acasă. Tu stai la cutia ta. Elena, dar ai reușit să rămâi... Care-i pachetul ăsta? Ai reușit să rămâi prietenă cu foștii iubiți? Eu, în principiu, n-am de ce să rămân prietenă cu nimeni. Dacă vreau să rămân prietenă, rămâneam cu ei. Știi că părerele sunt destul de împărțite. Unii spun că dacă au fost sentimente, nu-l mai poți privi ca pe un prieten. Alții spun, dar de ce, domne, că am împărțit lucruri frumoase, bune. Păi, tocmai, lasă-le frumoase acolo, la distanță, Doamne ajută, să fie bine. Dar nu... De ce nu rămânem prietene? M-am împărțit lucruri frumoase. Am vrut să zic frumoase și mai puțin frumoase.
Am împărțit lucrurile frumoase. Am atât de multe priorități în viața mea încât asta e ultima grijă. Tu taci. Da. Nu, Natalia a făcut de tine era. Natalia a făcut. Nu, dar ei orice lucru fac și orice gest la așa. Lasă mâine jos că nu ne omori. De ce oare? Sugestivă cu mâinile, adică nu dacă le tine. De iar de am dragă tu de tine, doamne. Da, am înțeles. Natalia. Dar ia că îmi ține mâinile la. De fapt, nu mai vin. Nu de nu am înțeles, nu-i problemă, nu mai vin. Nu știu mai vine. Ești fericită în momentul ăsta? Din care ești sunt împlinită? Sunt extrem de fericită, sunt super împlinită. Bravo, asta e cel mai important. Doamne, ajută la toată lumea. Să vă dau din energia mea bună, din fericire, din tot ce vreți voi. Lasă-mă, lasă așa cu mine. Lasă așa, bine atunci. Da, eu sunt bine, sunt... Profit de toată perioada asta să stau cu cel mic. Da. Pe care nu l-am dus la grădiniță, pentru că îmi place să petrec timp cu el, pentru că se vor întâmpla niște lucruri în viitor, o să vă anunț cu timpul așa. Și plec prefer să acest timp prețios să-l păstrez alături de el, pentru că am fost plecat din țară destul de mult și atunci cumva îmi place să compensez treaba asta. Am înțeles. Și, ce frumos, bravo! Da. Și acum fac și muzică, bune, la greu, ca să spun așa, deja am tras vreo 3 piese pe care o să le lansez. Dar se vor întâmpla lucruri bune. Când ne extrem de bune, că în general niciodată nu mă bag în, Doamne ajută. În proiecte de cât de real succes. Da. Doar să zicem. Da. Da. În rest, suntem bine, suntem sănătoși, cum spuneam, o piesă realizată de Mario Joy și nici cel care a făcut clipul, îi mulțumesc tare mult. Timeless Fashion s-a ocupat de stylingul din clip.